Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Scene și Cuvinte, emisiune dedicată teatrului și oamenilor săi. S-a născut în ziua de Sânziene și probabil sânzienele i-au dăruit lumină și bucuria de a se implica în tot ceea ce este frumos. A absolvit cu 10 la vremea respectivă cea mai importantă școală de teatru din România și a legat numele de începuturile presei post-revoluționare, a ales să rămână în lumea scenelor și a cuvintelor, pregătind noi generații pentru această profesie nobilă și unică. Actriță, ziaristă, profesoară, doamna Nuria Nuri. Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru că m-ați invitat și, în al doilea rând, pentru că m-ați prezentat atât de frumos, m-ați emoționat. Vă mulțumesc mult, sunt emoționată pentru că aici mi-am început și eu drumul în cariera artistică. Am fost actriță prima dată la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești și apoi am lucrat la o televiziune în Ploiești, chiar în sediul acesta în unde clădire. Ne aflăm. Și am revenit după mulți ani pentru prima dată astăzi aici și vă mulțumesc că mi-ați oferit ocazia să fim împreună. Mă bucur că suntem împreună, mai ales că pe noi ne mai leagă ceva, ne mai leagă o școală făcută într-un fel împreună. E vorba de Liceul Pedagogic Ploiești și niște oameni care chiar au înlesnit această întâlnire. Așa este, doamna profesoară Elena Corbu, doamna mea profesoară de pedagogie. Și diriginta dumneavoastră mi-a spus că ne-am potrivit foarte bine într-o emisiune și atunci am zis da, cum să nu? Nu, aș fi încântată să vă cunosc. Și într-adevăr, cum spuneați, am făcut o școală adevărată. Liceul Pedagogic de pe vremea noastră. Chiar era o școală adevărată care ne-a format ca oameni. Ce răspuns dădea copilul Nuria când era întrebată ce vrei să te faci când vei fi mare? Din momentul în care am luat legătura cu teatrul, văzând piese la televizor, în fiecare marți pe vremea aceea era teatru TV, momentul în care am început să urmăresc piese și l-am văzut pe domnul Marcel Iureș jucând, era și dumnealui un tânăr debutant pe vremea aceea, foarte frumos și foarte talentat. Da. Din momentul ăla, mai exact când aveam 12 ani, am spus eu vreau să mă fac actriță. Și pentru visul ăsta am luptat de atunci în fiecare zi. Nu m-am lăsat până n-am ajuns la facultate, până n-am obținut practic tot ce îmi doream, să fiu acolo, între profesorii de la UNATC, care au fost și sunt niște profesori minunați, și între colegi care au aceeași pasiune ca mine. Ce însemna să te pregătești pentru a fi actor? Facem parte dintr-o generație pentru care pregătirea este întrepte, este acumulare, răbdare. Da. Prima dată am vrut să mă pregătesc cu profesori care să știe de aici, din Ploiești, pentru că se făceau cursuri de actorie și atunci la Palatul Culturii, țin minte, și l-am avut profesor chiar atunci când eram eu mititică, pe la 14 ani, pe domnul Lucian Sabados și apoi pe domnul Mihai Vasile de la Echinox. Da. Și am absolvit Școala Populară de Artă, cum se numea atunci. Care era foarte serioasă. Da, era serioasă. Chiar învățam și am aflat multe lucruri pe care și acum le mai țin minte și le folosesc în meseria mea. Și pe urmă pregătirea însemna să citești foarte mult, să studiezi foarte mult. Din păcate am aflat sau mă rog am auzit pe parcurs că sunt studenți care nu citesc, nu de știu. De ce credeți că v-am întrebat? Da, care nu știu cine e Shakespeare și ce a scris, care pe vremea mea... Pare imposibil. Da. Așa ceva era imposibil. Trebuia să citești, trebuia să studiezi, trebuia să-ți cunoști personajul ca să-l poți interpreta, să intri în pielea lui. Ei, și asta am făcut. Am citit foarte, foarte mult. Eram fascinată de dramaturgie, deși dramaturgia nu e chiar la îndemâna adolescenților. Ca lectură. Da. Eram fascinată și eram pe rând toate personajele din piesă atunci când citeam. Apoi
am început să mă pregătesc, deși nu e bine deloc, pentru admiterea la facultate. N-am știut atunci că nu e bine să faci pregătire înainte de admiterea la facultate, pentru că... Îți pierzi spontaneitatea. Exact. Profesorii te vor pe tine cum ești tu. Cum ești tu. Nu vor să ca la școala de șoferi. Așa nu trebuie, e? Da, nu, nu trebuie să înveți înainte, așa se spune, da. E, vor să fie cum ești tu, să fii natural, să fii deschis. Dacă tu vii preparat, preînvățat, lor le va fi foarte greu în timpul facultății să dea se jos de tot de pe tine ca să ajungă la tine, la sinele tău. Și atunci, cu cât ești mai... copil, mai inocent, mai adevărat, cu atât ai șanse mai mari să intri la facultate. Ați făcut un liceu unde trebuia învățat foarte mult. Am dat un bacalaureat foarte serios. Ați făcut teatru în liceu? Liceu, doar pregătirea aceasta de la Școala Populară de Artă, atât. Adică mă duceam în timpul meu liber, când puteam, în fiecare săptămână, și am făcut de la 14 la 16 ani. Erați percepută ca o viitoare actriță între colegi? Da, da. Toată lumea știa că asta vreau să fac. Doamna profesoară de română, doamna Tania Georgescu, mă încuraja foarte mult, mă punea să recit în fața clasei. Deci ați fost o vedetă în liceu. Mică, da. Da. Mică. Da. Și după ce am la început am crezut că e bine să te pregătești. După ce am înțeles de fapt, am avut un eșec prima dată. Am picat. Și nu înțelegeam de ce, că dar eu sunt să spunem bună. Că nu erau atâtea locuri, nu erau atâtea facultăți, nu, în acei ani. Nu. Erau noi am fost două clase. Cele două clase aveau 15 și 15. Lucram împreună, toți 30. A fost primul an când domnul Ion Cojar, care mi-a fost profesor, și domnul Gelu Colceag au decis să lucrăm împreună, să nu mai fim împărțiți clasa lui Cojar, clasa lui Colceag, și am fost împreună și a fost foarte bine așa. Deci, prima dată n-am înțeles de ce am picat. Am zis, eu m-am pregătit atât de mult. Sunt talentată. Sunt talentată, sunt bună. Ce s-a întâmplat cu mine? N-am înțeles. Și a venit momentul în care am dat din nou, pentru că era visul meu și nimic n-aș fi putut să mă doboare. Aș fi dat până aș fi luat. E, dar în anul acela nu m-am mai pregătit deloc. Pur și simplu, am refuzat să fac pregătire. Și am zis, mă duc eu așa cum sunt, oricum repertoriu am, știu ce am de zis, ce-mi place. Și m-am dus total nepregătită în sensul acela și am intrat. Și am intrat cu 9.35 în fruntea listei și pentru... am leșinat când am văzut. Deci când am văzut... un moment de grație, da, nu? Da, am leșinat. Chiar eram cu un amic care filma și am și acum filmarea cu mine. M-a scurs. V-ați scurs de bucurie. Exact, exact așa m-am scurs. Exact așa a fost. Da, în continuare spun că aceea a fost cea mai fericită zi din viața mea. Ce frumos. Ce colegi de generație ați avut? Am fost colegă de clasă cu... dintre cei care sunt cunoscuți și care joacă în teatre, despre ei zic, Rodica Lazăr, care este Bulandra, actriță la Bulandra, Andrei Ioan Ionescu, oh, frumușelul, da, Ioan, care este la Teatrul Național. Și am mai fost colegă cu Adriana Irimescu, Antoaneta Cojocaru, Paula Niculiță de la Odeon, da, și am rămas în relații foarte bune cu Ștefana Zamfira, care a fost colega mea de clasă și care acum... joacă și este profesoară la UNATC. Are o premieră la Metropolis. La Metropolis, da, pe 14, da, pe 14 mai. Da, știu. Da. Dacă am uitat pe cineva, îmi cer scuze, dar au trecut mulți ani de când am absolvit. Și dintre profesorii care au rămas așa acolo, așa cum au rămas cei din pedagogic în sufletul dumneavoastră, vă întreb acest lucru pentru că trăim timpuri în care despre UNATC nu se vorbește tocmai frumos și mi se pare nedrept să nu vedem ambele. Așa este, așa este, chiar în momentul în care au început să se facă valuri legate de
ce se întâmplă în un ATC. Vreau să vă spun că în cei 4 ani de facultate, mie nu mi s-a întâmplat niciodată și nici celor din jurul meu ceva nepotrivit. Eu acolo m-am dus să învăț, eu acolo îi vedeam pe profesorii mei ca pe niște dumnezei. Nu îndrăzneam să-i privesc altfel, nu puteam să-i văd altfel. Erau oamenii de la care am venit să învăț ceva. Și am avut marele noroc să-l am profesor pe domnul Ion Cojar, care practic e părintele actoriei românești. România, da. Pe domnul Gelu Colceag, un regizor și un pedagog extraordinar. Deci, ca pedagog, făcea lumină. De câte ori venea și noi nu știam că aveam căutări, aveam neliniști, nu știam așa sau așa, venea și ne lumina pe toți domnul Colceag. L-am avut profesor pe domnul Adrian Titieni, care era de asemenea un pedagog foarte bun, pe domnul Liviu Lucaci, care la vremea aceea era asistentul, da, și acum este rectorul UNATC-ului, domnul George Ivașcu. Iar profesorul care mi-a fost foarte drag și care era foarte apropiat de noi și era prietenul nostru a fost domnul Doruana, care din păcate ne-a părăsit de curând. Erați o generație mai răbdătoare și mai rezistentă? Este noua generație, credeți, mai sensibilă, mai vulnerabilă? Percepe orice act de autoritate ca pe un afront? Cred că da. Și nu știu cât este sensibilitate reală și cât este trend în ceea ce spun și fac astăzi studenții. Cu siguranță în orice facultate, inclusiv la un ATC, există studenți nemulțumiți, există studenți cărora nu le plac anumiți profesori sau poate sunt nemulțumiți cu rezultatele lor, cu notele pe care le primesc sau. Dar de aici și până la a arunca cu noroi într-o întreagă breaslă profesorilor din un ATC, de exemplu, mi se pare o cale foarte lungă, cu atât mai mult cu cât eu i-am cunoscut pe oamenii aceia. Adică am fost acolo, i-am cunoscut și în cei 4 ani mie nu mi s-a întâmplat vreodată să am vreo problemă cu vreun profesor. Să fiți privită ciudat, să vă simțiți vulnerabilă. Niciodată, nu. Da, mă bucur că spuneți acest lucru. Trebuie să spunem și acest lucru, pentru că este mult mai în trend, într-adevăr, să vorbim de lucrurile negative. Da. Din societate, din artă, din viață. Da, din păcate. Acestea sunt spectaculoase și oamenii se îndreaptă avizi spre ele, deși n-au nicio valoare, nicio susținere. Și nu duc la nimic. Da. Ați intrat prima... Ați învățat cu sârg și cu ambiție și ați terminat facultatea cu 10. Da. Mai departe? Eu eram cea care deschidea dimineață clasa la ora 9 și cea care o închidea seara la ora 9. Asta a fost cea mai mare bucurie a mea. Alegerea dumneavoastră. Alegerea mea, da. Nimeni n-a îndrăznit să se pună de-a curmezi și alegerii mele. După aceea, imediat am jucat un spectacol care a luat premiul cel mai bun spectacol de atunci, al promoției noastre. Ofertă de serviciu se numea, regia lui Gelu Colceag și a lui Doruana, scris de Lia Bucnar. Practic, pe un text scris de ea mi-am început viața de actor profesionist. Și am început, noi fetele, eram 7 fete în distribuție, am început să ne căutăm loc să jucăm spectacolul și am ajuns la Prometeus. Pe vremea aceea era un spațiu unde se întâmplau lucruri artistice. Se cânta, se juca și am jucat ceva vreme acolo spectacolul. Apoi mi s-a propus de către domnul Lucian Sabados de la Teatrul din Ploiești să interpretez un rol, Smerita se numea, după o novelă a lui Dostoievski. Haideți să vedem fragmentul și să continuăm după. Rog, regia. Ce faci? Să stăm de vorbă. Știi, spune ceva. Stai liniștit. Nu te chinui. Am să te duc în lume. Am să închid casa, dar mai... Nu, am să o vând. O să începem o viață nouă. Nu-și cer nimic mai mult. Doar să mă lași să mă uit la dumneata, chiar și de departe. Am
transformăm într-un obiect al tău, într-un cățeluș. Nu, noi am devenit străini unul pentru celălalt. Ne-am dezobișnuit unul de celălalt. Gătești bun, ești tare bun. Nu te gândești decât la fericirea mea. Sunt fericit când vorbesc cu tine și te socotesc incomparabil, incomparabil mai cultivată decât mine. Dacă ai ști cât de fericit am fost când am văzut acel duel al inocenței cu javra aia de Fiovici. M-ai bucurat cu inteligența dumitale, cu spiritul dumitale strălucitor. Poate asta la un loc cu asemenea naivitate copilărească. De la început am fost convins că mă iubești. Nu de duel mi-a fost frică, mi-a fost frică că o să iasă prostesc. Oh, dumneavoastră, exagerez totul, nu te mai gândi la asta, nu-ți mai aminti? Lasă-mă să-ți rup ropa. Să vă rog toată viața la tine. Ah, ah, nu, nu! Nu! Nu sunt demnă de dumneata. Am vrut să te ucid. Sunt o criminală. Și crima asta mă chinuiește îngrozitor. Acum înțeleg. Acum înțeleg generozitatea dumitale. Știu că mă iubești. Și m-ai iubit întotdeauna. Și eu... Cât sunt de vinovată față de dumneavoastră. Câtă durere trebuie să existe în viața unui om. Dar de ce te uiți așa la mine? La zâmbetul tău mă uit. De unde l-ai fi avut? Dar ce găsești la zâmbetul meu? Când zâmbești, nu știu cum, pe chipul tău răzbate durerea. Să împărțim totul săraci. O să fie bine. Acum trebuie să dormi, să te liniștești. Doamne, cât mă iubești! Și eu care credeam că ai să mă lași așa. Mulțumim. Vai, ce m-am emoționat. Întâlnirea noastră de astăzi, practic, este... Un amalgam de emoții. Da. Mi se pare că a trecut foarte mult timp? Da, așa mi se pare. Da. A fost debutul meu. Asta se întâmpla. Parcă mi-e și frică să spun acum câtă vreme. 20 de ani. 20 de ani. Cât ați rămas în trupa de la Toma Caragiu? Acum, după ce am intrat cu acest spectacol, am stat foarte puțin. Dar eu înainte fusesem actor corpansamblu la Teatru din Ploiești și toți colegii cu care m-am reîntâlnit venind ca absolventă atunci, mi-erau foarte dragi, îi știam în primul rând și mi-erau foarte dragi, colaboraserăm și înainte. Chiar am văzut interviul pe care l-ați realizat dumneavoastră cu doamna Raluca Zanfirescu, care pe vremea aceea la teatru era ca o mămică pentru mine. Eu eram tânără, neștiutoare, speriată, nu știam ce se întâmplă și dumneaei a fost tot timpul alături de mine și am jucat în foarte multe spectacole împreună. Da, era chiar mămica mea într-unul dintre spectacole, regia lui Emil Mandric, Azilul Roșu se numea și doamna Raluca Zanfirescu era mămica mea. Am jucat în multe alături de dumneaei și de cei mai mari actori pe care i-a avut Teatrul din Ploiești, cu domnul Corneliu Revent am jucat, cu doamna Margareta Pogonat, care venise la noi la teatru, la Ploiești, cu Mihai Coadă, care pe vremea aceea era cap de afiș, era juca în toate spectacolele și era foarte iubit de public. Publicul ploieștean, da. Ilie Gâlea, de asemenea, Marian Despina... Da, aceștia erau colegii mei de și la care acum nu joacă foarte mult, din păcate. Da, din păcate. Din păcate. Așa e în această meserie. Ba joci, ba nu joci, ba ți-e dor să joci, cum îmi este mie, pentru că mie o mi-este... să ajungem. Da. O să ajungem. Mă treceți prin toate emoțiile posibile, da. O să ajungem. De ce ați plecat de la Ploiești? Pot să vă întreb? Da. Eu n-am nimic de ascuns. Asta e viața și mi-o asum. Era orașul dumneavoastră, era un teatru bun, era un teatru foarte aproape de capitală, cu o trupă bună, veneau regizori importanți. Da, probabil că este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o.
întâmplare... V-a tras mirajul presei? A, nu. Nu, a avut deci legătură. Deci nu a avut legătură. M-am gândit. Nu mirajul presei, mirajul maternității. Am devenit mamă. Trăiam în București, copilul era foarte mic și din punct de vedere financiar... Da, era o perioadă... Banii pe care îi luam din această colaborare cu teatrul îmi ajungeau doar de benzina dus întors de la Ploiești la București. Ori atunci când copilul plângea de foame, nu-i puteam spune... Laptele praf era foarte scump. Nu puteam spune, mamă, de amorul artei, facem foamea toți în casă. Și atunci am greșit, acum regret. Trebuia așa să fie. Dar am zis, nu, trebuie să mă duc la București, acolo unde locuiam, să-mi găsesc acolo ceva, să nu existe navetă și să fie ceva sigur. Și în felul acesta am ajuns să lucrez la radio, la un radio pentru copii în București, unde a fost sigur pentru că am lucrat 10 ani acolo. Deci mi-am găsit un loc în care făceam ce-mi plăcea, pentru că eram realizator, dar eram un personaj, de fapt. O voce. O voce în direct, cu copiii, personaj, deci nu eram eu Nuria, eram mama vitrig albei ca zăpada, care le punea întrebări de cultură generală copiilor, iar ei trebuiau să răspundă corect. Și am fost foarte încântată pentru că făcând emisiunea aceea se îmbinau ambele meserii. Rămâneați în lumea. Rămâneam cumva și în lumea pedagogiei. Da, pedagogiei și a teatrului. Și a teatrului. Nici navetă nu mai făceam. Adică începuse să fie comod din mai multe. Dar 10 ani, mult prea mult. Da, poate au fost cam mulți. Cam mulți. Asta a fost. Bine că în timpul ăsta făceam și alte lucruri. Adică primeam propuneri de castinguri la filme, am făcut diverse filmări în seriale TV, cum fac actorii în zilele noastre ca să supraviețuiască. Dar am pornit pe drumul ăsta, pe nișa asta cu copiii și mi-a adus foarte mari satisfacții, pentru că așa am avut curaj să mă prezint la un casting făcut de cei din America, de la Disney. Au venit în România cu niște producții internaționale spectaculoase și aveau nevoie de cineva, un actor român, care să vorbească limba română pentru 9 reprezentații la Sala Palatului. Și am dat casting, primul casting după vreo 10 ani în care nu m-am mai prezentat la castinguri, pentru că am avut foarte, foarte multe deziluzii și am zis nu mă mai duc, nu mai vreau. Dar făcându-l americanii pe acest casting, am zis oamenii aceștia sunt corecți. Pentru ei contează doar talentul. Ai, n-ai, te potrivești, nu te potrivești. Nu contează nici dacă sunt soția nu știu cui, nici dacă sunt fica sau nepoata sau amanta. Sau... Deci, da. Și m-am dus, am dat castingul și l-am luat. Și am fost foarte fericită, am plecat împreună cu ei la Belgrad, într-un stadiu de pregătire, unde se făcea teatru la cel mai profesionist nivel. Era un fel de armată, cu ordine și cu disciplină. Impresionant. În România n-am văzut așa, pe unde am fost, pe unde am lucrat, o școală adevărată. Practic am avut și eu ocazia să lucrez la cel mai înalt nivel în industria divertismentului pentru copii și să văd cum se fac lucrurile. Cu foarte multă muncă. Foarte multă. Și disciplină. Da. Și asta mi-a plăcut. Eu sunt foarte disciplinată. Când e vorba de meserie, muncesc până nu mai pot. Și așa erau și cei din America. Și mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu ei. A fost încă o școală pentru mine. Rugăm regia fragmentul numărul 2. Vă place spectacolul nostru? Perfect! Se pare că ați mâncat ceva delicios în timpul pauzei și eu comandasem o pizza, dar pizza n-a ajuns și mi-e foame rău! Salutare tuturor! Sunt tot eu! Una bucată plăcintă cu pizza foarte fierbinte! Din partea firmei de livrare pizza avem Coffee! Servește o felie! Mersi, Coffee! Bun!
pizza dublă! Oh, păi cum o să mănânc eu atâta pizza? Ah, o idee! Ah, o să vă arăt un truc cu pizza care dispare, vreți? Perfect! Ia să vedem! Oh, pizza este aici! Ah, ce frumos miroase! O punem în cutie, închidem capacul și spunem un cuvânt special, abracapizza. Fiți atenți! Numărăm până la 3 și spunem? 1, 2, 3, abracapizza! Și pizza a dispărut! V-a plăcut? E mai greu să-l fac să reapară, să o fac acum. Bidiba, bidibum, să apară pizza! Acum și-a apărut! V-a plăcut drumul meu? Bine, atunci o să-l mai fac o dată. Fiți atenți! Iau pizza, o pun în cutie, închid capacul și spunem împreună cuvântul special abracapizza, da? 1, 2, 3, abracapizza! Și pizza a dispărut! Ce s-a întâmplat? Unde e? În partea cealaltă? E acolo? E aici? Să țin mână o mare deslănțuită de copii. A fost o experiență senzațională. Erau 4.000 de copii în sală. 4.000, veniți din toată țara. În parcare la sala Palatului erau mașini din Iași, din Vâlcea, din Constanța. 4.000 de suflete care ați auzit cum se manifestau. Da. În primul rând e o responsabilitate foarte mare, pentru că nu trebuie să-i pierzi din mână. Trebuie să fii atent, cum am învățat noi la școală, la pedagogic. Trebuie să le captezi atenția și să le menții. Lucru care necesită niște pregătire, trebuie să știi și niște talent nativ. Un flair. Exact, exact. Pentru că, după cum știm, copiii sunt cei mai sinceri și dacă ai greșit, te taxează imediat. Da. Pentru mine a fost... Ca o vacanță, ca o sărbătoare, întâlnirea cu cei de la Disney și apoi cu spectacolele și cu reacția publicului din România. Era prima oară când venea Disney în România. Au venit și după aceea, după vreo 2 ani, am avut alt spectacol, Mickey's Music Festival, unde am făcut cursurile de română, pentru că ei învățau să facă playback în limba română. Da. Și am lucrat cu echipa de acolo. A fost minunat să am atâția copii în față și să mă joc cu ei și ei să participe și să fie fericiți de ce li se întâmplă, da. Tot în acea perioadă, eu mi-amintesc că erați un nume, o vedetă locală în presă. Da. Realizați emisiuni, prezentați emisiuni. Nuria Nuri era foarte des întâlnită pe ecranele TV. Cum era presa atunci față de cea de acum?
Mi se pare că atunci era mult mai relaxată, mai puțin axată pe spectaculos și breaking news și nebunii. Mi se părea, chiar mi-a făcut plăcere să lucrez. E adevărat că eu, în afară de Observatorul Prahovean pe care îl prezentam, exact, și era singura emisiune în care aveam și politică și o știre mai negativă, în rest eu mă ocupam de o emisiune muzicală, Top 3 plus 1 se numea, împreună cu colegul meu Edi Moldovan, și avea un mare succes în rândul tinerilor și elevilor de liceu. Vreau să vă spun că acum pe Facebook, după atâția ani, sunt cei care erau copii atunci de liceu, care m-au căutat și mi-au ținut minte. Da. După atâta vreme. Și recunosc că și eu mai am scrisorile de la ei acasă. Le păstrez, scrisori de acum 30 de ani. Dar presa, într-adevăr, era mai relaxată. Făceam emisiune culturală, mă duceam la vernisaje, mă duceam la premiere, mă ocupam de partea frumoasă a lucrurilor. Nu aveam de-a face prea mult cu politica, justiția, cu politica, justiția, socialul. Exact. Și m-am ținut departe și atunci și acum mă țin departe. Nu mă interesează. Nu-mi stric eu liniștea mea sufletească pentru nimic în lume. Da, era o presă mult mai relaxată, da. Poate și mai corectă. Nu știu să spun asta, pentru că neimplicându-mă în subiectele acelea cu adevărat fierbinți, habar n-am cât de corecți erau ei atunci sau cât de corect sunt acum comparativ. Dumneavoastră doar v-ați făcut și atunci profesia cu seriozitate, da, și cu suflet. Da, atât. N-am recunosc că niciodată nu mi s-a impus ceva. Niciodată n-am fost obligată să fac ceva. Iar în momentul, recunosc, în momentul în care cineva a îndrăznit să se poarte nepotrivit cu mine, eu mi-am dat demisia și am plecat. Nu accept să mi se vorbească într-un anumit fel, nu accept comportamente mitocănești. Nu vă luptați cu sistemul? Îl ocoliți? În momentul acela nu era vorba de sistem. De un om. Era vorba de un om care, după părerea mea, trebuia ocolit. Deci e o formă de protecție a sufletului dumneavoastră, a minții dumneavoastră. Da, nu prea sunt obișnuită. Nu că nu prea. Nu sunteți conflictuală. Nu sunt obișnuită să fac compromisuri. Și probabil nivelul meu de toleranță în interacțiunea cu oamenii nu este foarte, foarte ridicat. Și eu, dacă respect pe cineva, vreau să fiu respectată. Dacă eu mă comport frumos cu cineva, vreau ca persoana respectivă să se comporte frumos cu mine. Și mai am o deviză. Nu te deranjez, nu mă deranja. Cam așa. Am înțeles. Ați continuat din presă să mergeți pe drumul formării micilor actori, implicându-vă ca profesor în diverse conjuncturi, în diverse spații, și în prezent faceți acest lucru cu mult drag. Vă spuneam înainte de emisiune că v-am urmărit niște interviuri în care nu vorbiți deloc despre dumneavoastră, vorbiți numai despre copiii pe care îi pregătiți și despre succesul lor în diverse concursuri. Da, pentru că eu vreau să-i promovez pe ei, pentru că sunt mândră de realizările lor, pentru că sunt niște copii atât de buni și atât de talentați și muncitori, încât e și păcat să nu vorbesc despre ei. Concret, sub ce formă? Concret, am pornit în urmă cu vreo 7-8 ani să predau cursuri de actorie, bazându-mă pe cei 5 ani de liceu pedagogic pe care l-am făcut, unde am învățat baza, abecedarul. Da, nu ne trebuie curs de formator, exact, după un liceu pedagogic. Mai mult, da? De 5 ani, ce să fac? Da. Și de modulul psihopedagogic din facultate și de pasiunile mele, și să predau și să joc. Și am zis, trebuie să fac ceva cu tot ce știu, că știu destule lucruri și pot să dau înapoi și eu din ce știu.
Și așa am început să predau mai întâi la o școală altcuiva și după aceea mi-am făcut și eu școala mea. De-a lungul timpului, vreo 500 de copii ne-au trecut pragul. În timpul pandemiei, când n-am mai putut să ne întâlnim față în față, mi-a venit ideea să fac online. Și bineînțeles că, fiind ceva ieșit din comun, te întreb cum să faci actorie online, că trebuie să te miști. E, noi la actoria online ne și mișcăm. Adică facem exerciții, ne ridicăm acolo în cameră, în casă, unde facem ce trebuie făcut. Și în felul acesta am început să lucrez și cu copii din străinătate, pentru că sunt copii plecați cu părinții lor și părinții își doresc ca ei să păstreze legătura cu limba română. Și teatrul e o cale minunată. Da, bineînțeles, și de dezvoltare personală. Și uite așa m-am trezit că am copii, că am devenit internațională. Am copii din Germania, Anglia, Austria. Și copii din țară, adică din alte orașe, Brașov. Mi-a oferit online ocazia să cunosc copii. Să lărgiți. Exact, exact. Sfera. Da. Și am fost acum de curând cu fetele mele, cu trei dintre fetele mele, la un concurs de teatru și ele au câștigat locurile întâi și doi. Fetițe mici de 7, de 9 ani, 11 și 13. Fiecare la categoria ei a luat premiul întâi și mă laud cu ele, da. Pe unde mă duc vorbesc despre cele trei fetițe, Adelina, Miriam și Sara. Gata, nu mai zic. Vi se pare că România este un rezervor de talente din punct de vedere artistic? Da. Da, sunt convinsă că avem foarte mulți copii talentați. Nu sunt sprijiniți cât ar trebui. Nu se vorbește despre ei cât ar trebui. Suntem, nu știu de ce, poate așa e firea umană sau poate așa e firea românului, nu știu de ce, suntem mult mai atrași de senzațional de știrile despre copiii răi, copiii care fac rău, decât despre copiii buni și cei care fac lucruri bune și frumoase. Și suntem atrași mai degrabă de insuccesul cuiva decât de succes. Asta poate fi de înțeles. Că, de ce? Păi e capra vecinului, nu? Mie mi se pare că ni se potrivește nouă ca nație să moară și capra vecinului. Ha, 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 ce bine îmi pare. Dar ratăm orice șansă la cana de lapte. Că... Da, evident. Dar asta e o chestie psihologică. Adică prefer să-ți fie și ție rău, aș vrea să-ți fie și ție rău, decât să mă lupt să-mi fie mie bine. Asta e, da. Așa suntem, nu știu. Da, și în domeniul artistic. Da. Da, există, bineînțeles, există rivalități, există mâncătorie. Nu vi se pare uneori, nu vă e teamă că pregătiți acești copii pentru o lume ideală, pentru o lume serafică, pentru ceva încărcat de frumusețe, de blândețe, după care ei se duc concret în viața reală. Ce facem cu ei? Eu sunt un om sincer și eu le-am spus de la început celor cu care lucrez și care vor să meargă mai departe cu actoria, le-am spus exact despre ce e vorba. Nu i-am mințit nici o secundă. Am copii care fac doar pentru ei, pentru dezvoltarea lor personală, și copii care fac pentru că vor speră o carieră, într-o carieră artistică. Acestora le-am spus adevărul. Inclusiv în momentul în care i-am înscris la castinguri pe copii, pentru că e nevoie de copii în filme, în reclame, i-am înscris și întrebau când mă cheamă, Și am explicat, nu te cheamă azi, am trimis și mâine te cheamă, poate să te cheme și la anul. Sau nu te cheamă. Poate să nu te cheme niciodată. Le-am explicat de la început cum stau lucrurile, dar vedeți, teatrul e miraj și orice ei spun. Și mie mi-a spus mama la rândul meu că mamă, o să mor de foame, că așa era zicea, vorba, da. O să mor de foame. Și am zis, cine eu? Vai, niciodată. E, nu, ba da, asta e. N-am dat înapoi. Mi-am asumat. Și nu pot să acuz pe cineva sau să spun, uite, din cauza ta. Nu, totul a fost alegerea mea și
asta e culmea, dacă aș lua-o de la început, tot asta aș tot face. Asta ați ales. Da. Da. Ați spus că cel mai fericit moment din viața dumneavoastră a fost cel în care v-ați văzut în fruntea listei. Dacă continuăm cu un top momente fericite, ce mai adăugăm? Următorul moment fericit este cel în care am devenit mamă, vorbind în general despre toată viața toată mea. Viața. Apoi colaborarea cu Disney, care a fost pentru mine... O validare, în primul rând. O validare. Aveați nevoie de ea. Exact, exact. Am omis să spun asta, dar asta este adevărat. Mai sunt momentele în care aveam audiențe foarte mari la radio. Eram un personaj negativ acolo. Și culmea, copiii mă iubeau. Am reușit cumva... Eu puneam întrebări de cultură generală și ei, dacă nu știau să răspundă, exista pericolul să scap de albă ca zăpada. Și atunci ei încercau să-mi răspundă bine, mă învingeau și atunci nu mai eram atât de nesuferită. Începeau să fie fericiți că, uite, te-am învins, vezi? Și satisfacția a fost enormă, pentru că audiențele erau foarte mari. Și m-am apropiat de copii și am mai avut momente foarte fericite. În momentul în care am lucrat la revista Tango, pentru că eu am scris și am activat și în presa scrisă. Alice Năstase este tot absolventă de liceu pedagogic Ploiești. Tot din Ploiești, da. A fost un moment foarte important pentru mine acela din colaborarea cu Tango, pentru că am avut ocazia să întâlnesc niște oameni deosebiți. Primul interviu pe care l-am luat vreodată cuiva a fost interviul cu Emir Custurița, cu regizorul Custurița. Și când am intrat la el în cabină și i-am spus, știți, eu sunt actriță, de fapt, ăsta e primul meu interviu, mi-am scris pe foaie întrebările ca să nu uit că am uitat și cum mă cheamă, vă rog să fiți blând cu mine. Și m-a luat de umeri frumos și a zis, cum să nu, hai să vorbim. Și am stat de vorbă o grămadă, a fost foarte amabil, foarte drăguț, deși era foarte obosit că avusese concert la Sala Palatului. Da. Și ăsta a fost un moment foarte important pentru mine. Am fost și lector la editura Cărțile Tango și am cunoscut-o pe Nina Casian, la cărțile căreia am lucrat, și a fost la fel o mare bucurie să respir același aer cu dumnea ei. Am avut și profesional vorbind multe satisfacții și momente de grație, pot să le spun. Există și momente de care nu vreți să vă aduceți aminte? Da, există momente neplăcute, dar eu mi-aduc aminte de ele, n-am nicio problemă. Le-ați învins, le-am depășit, da. Sunt momentele în care mergeam la castinguri până să renunț, să mă mai duc. Mergeam la castinguri, luam castingul, primeam scriptul. Și când se apropia ziua filmării, sunam să întreb la ce oră și ei îmi spuneau, ne pare rău, s-a filmat deja. Cum? Și nu înțelegeam. Nu înțelegeam. Multă vreme n-am înțeles. Eram și la început. Se mai întâmplă acest lucru? Nu mi s-a mai întâmplat. Adică am început din nou să mă duc la castinguri, dar asta nu mi s-a mai întâmplat. Adică te iau sau nu te iau? Dar nu să te iau și... S-a întâmplat să iau casting pentru producția lui Zeffirelli în România. Eram o... vă dați seama, era un rol secundar, da, așa cum jucau românii noștri. Dar era un rol frumușel, că m-am dus să probez costumele și am probat costumele. Erau de la Metropolitan Opera aduse costumele. Spectaculoase. Eu eram o spanioloaică într-o piață cu flori, mă rog. Și am probat costumele. Mi-au pus numele pe costum, că alea-s ale mele. Așa. S-a îmbrăcat altcineva cu ele? S-a terminat. Am sunat să întreb când începem și mi-a zis, a, nu, că s-a filmat deja. Deci mi s-au întâmplat lucrurile astea atât de des atunci, că am zis, eu nu mă mai duc acolo să-și bată nimeni joc de mine. Și am refuzat până la Disney, la castingul americanilor, am refuzat să mă mai prezint la castinguri. Am pierdut puțină vreme, e adevărat, dar acum am luat-o de la început și îmi doresc tare mult să joc din nou. Și nu mai ratez niciun casting.
Și atunci, la întrebarea de ce vă e cel mai tare dor, știm deja răspunsul? Sigur că da, să fiu pe scenă și să joc. Mi-e teamă că o să mă duc pe lumea altă și n-apuc să-mi fac meseria așa cum am visat și așa cum am dorit. Îmi doresc din tot sufletul. Și acum am început să lucrez în sensul ăsta, adică să mă zbat să reușesc cumva. Am făcut o pauză mare. Recunosc. N-am stat degeaba, am făcut alte lucruri de care sunt mândră, dar nimic nu se compară cu dragostea de scenă. Nimic. Nu v-ați pierdut-o? Niciodată. Nu. Da. M-ați emoționat. De când am intrat pe ușă până acum, a fost toată întâlnirea noastră o emoție cap-coadă. Vă mulțumesc mult. Poate să va fi și un început. Cine știe? Eu nu mi-am pierdut speranța. Adică eu încă am încredere în talentul meu, în disciplina mea, în profesionalismul meu și oricând aș putea să fac față cu brio. Exact la acest lucru mă gândeam citindu-vă CV-ul, care nu este atât de stufos cât ar trebui să fie, și mă întrebam în sine mea, este frumoasă, este muncitoare, are o școală serioasă în spate, de ce nu? Am găsit un răspuns în toți acești ani. Eu nu sunt genul de persoană care să funcționeze și să meargă în găști. Eu nu fac parte din nicio gașcă. Sunt mai degrabă retrasă, singuratică. Prefer să fiu cu cărțile mele, cu copiii mei, cu partenerul meu de viață. Găștile astea formate din diverse interese, da. Pe găștile astea le-am ocolit tot timpul, n-am făcut niciodată parte din ele, nici când eram studentă. Acum sunt colegi care joacă împreună, care fac lucruri împreună de atunci, pentru că ieșeau împreună la băute, la beri, noaptea, nopți pierdute. Eu n-am pierdut nopțile, eu nu beau, nu simțeam nevoia să fac parte dintr-o gașcă. Adică eu am crezut că să faci teatru e suficient să studiezi, să înveți, să ai talent. Să muncești, da. Eu așa am crezut. În orice profesie ar trebui să fie suficient, dar nu este. Da, așa am crezut. Și pe urmă am văzut că trebuia să mă afiliez și eu unei găști, dar nu am putut să fac asta. Dar cine știe, poate de acum încolo la bătrânețe o iau razna și mă prietenesc și eu cu lumea din interes. Lumea bună. Nu știu, nu cred, dar zic. Emisiunea se apropie de sfârșit, mai avem 2 minute, ne întoarcem la noaptea de sânziene, la ziua de sânziene, când timpul este blând, este îngăduitor, când mintea, sufletul și trupul respiră vară. Credeți în coincidențe? Vi se pare întâmplător că v-ați născut în o asemenea zi? Nu cred în coincidențe. Chiar nu cred în coincidențe. M-am născut în ziua asta pentru că eu sunt exact exact așa cum sunt elele. Sunt genul de persoană care apare, dacă îi faci rău fuge, dispare sau îți face și ea rău la rândul ei. Sunt greu de prins. Vă doresc să nu fugiți de teatru românesc niciodată, de teatru în general, de lumea scenelor și a cuvintelor, și vă țin pumnii să pierdeți din urmă tot timpul în care nu ați fost pe scenă. Vă mulțumesc! Mulțumesc din suflet pentru această întâlnire emoționantă! Vă mulțumim pentru atenție! Teatru românesc ne descoperă oameni speciali pe care trebuie doar să vrem mai cunoaște. Nuria Nur este unul dintre acești oameni. E vară, e lumină. Nu uitați să mergeți la teatru. Vă mulțumesc!